Bună ziua! A venit un moment important pentru Spitalul Județean Suceava. Suntem la blocurile ANL, unde astăzi s-au înmânat cheile pentru 9 apartamente din 30 de apartamente disponibile. După cum știți, prin ANL s-au construit 30 de apartamente. Valoarea de investiție este de 6,5 milioane lei din partea ANL-ului și 1,7 milioane lei din partea Consiliului Județean, care a suportat tot ce înseamnă utilitățile aduse aici. Sunt apartamente cu 3 camere, 20 de apartamente sunt cu 3 camere și 10 apartamente cu 2 camere. A fost o comisie care a analizat cererile pentru apartamente. Președintele comisiei, președintele Consiliului de Administrație, domnul Ion Băghiliță, directorul medical de la Spitalul Județean și mai mulți salariați de la Spital și Consiliul Județean. Din 10 cereri, 9 au fost acceptate, una a fost respinsă, nu era medic în cadrul Spitalului Județean Suceava, cel care depusese a 10-a cerere, dar 9 apartamente se ocupă astăzi. Au semnat contractele de închiriere, sunt chirii între 180 de mii de lei pe lună pentru... Cum? Nu, 180. 180 de lei, scuzați-mă, 180 de lei pe lună pentru cele cu 3 camere și circa 140, din câte știu, cele cu 2 camere. De asemenea, sunt și locuri de parcare pe care le pot folosi, centrale proprii de apartament cu gaz metan. E un spațiu care e dedicat acestor apartamente. Scopul a fost și rămâne să aducem medici tineri la Spitalul Județean Suceava. Mai sunt încă apartamente care așteaptă. Noi așteptăm încă medici la UPU, pentru că dintr-o schemă de 18 medici la UPU avem doar 8 locuri ocupate și va trebui să ocupăm. La neurologie, neurochirurgie și alte discipline e prioritizarea pe care o face conducerea Spitalului Județean, dar ne bucurăm că am reușit totuși să punem în funcțiune aceste apartamente în momentul de față. După cum știți, nu departe de aici pregătim și celelalte investiții, Spitalul de Copii și Spitalul pentru Boli Infecțioase, care vor fi tot în această incintă. Dar mai multe lucruri vreau să vă spun când vom inaugura heliportul, pentru că o să vreau să fac o prezentare a planului de investiție a Spitalului Județean Suceava pentru perioada care urmează, pentru că este un plan foarte curajos de investiții și vreau să punctez acolo niște lucruri. Okay. Domnule manager, de ce aveți atât de puține cereri pentru apartamente? Deocamdată atâtea solicitări, atâtea au fost. Sperăm ca ele să fie și mai multe, pentru că vrem să dăm în folosință aceste apartamente. Este un lucru extraordinar pentru medicii Spitalului Județean Suceava și mă gândeam la venirea mea din 2015 în spital, când mi-aș fi dorit să am această posibilitate. Sesiunea de depunere a dosarului este deschisă, orice cerere vine, la un moment dat o vom analiza în Consiliu și vom acorda aceste apartamente, le vom da spre chirie. Cât timp așteptați să aveți chiriași pentru celelalte apartamente neocupate? Adică dacă nu vor fi medici care să depună solicitări, vor putea să închirieze aici și un brancardier sau o infirmieră, o asistentă? În momentul de față avem un regulament de închiriere a acestor apartamente doar pentru medici. Vom vedea în funcție de evoluție, dar deocamdată sunt doar pentru medici. Există o limită de vârstă pentru depunerea cererilor? Nu avem limite de vârstă. Orice medic nou care vine în echipa Spitalului Județean Suceava poate să beneficieze de acest apartament. Considerați că reușiți astfel să atrageți noi medici la Suceava sau aveți poate și o altă strategie? Pentru că, ținând cont de numărul celor care au depus solicitări, strategia aceasta nu prea funcționează. Cu siguranță că va fi un lucru benefic pentru medicii care își doresc să vină în echipa Spitalului Județean Suceava, cu siguranță. Da, dar altfel, și o altă modalitate, pentru că dându-le apartamente nu reușiți. Avem foarte, foarte multe lucruri pe care le putem oferi medicilor pentru a veni în Spitalul Județean Suceava. Știm foarte bine de aparatura pe care o avem, de infrastructura pe care o avem în dotare, dar și apartamentele vor fi un plus foarte mare. Aș vrea să spun și eu ceva aici. Perspectiva construirii unui spital de copii cu aproape 500 de paturi, spitalul de oncologie cu 40 de paturi, spitalul de boli infecțioase, înseamnă că vor veni medici în perioada următoare. Nu cred că trebuie să fie o grabă neapărat să se ocupe toate aceste apartamente. A fost o discuție, după cum știți, în Consiliul Județean, dacă să fie date apartamentele și la asistenți medicali. Și atunci
s-a ajuns la concluzia că trebuie să prioritizăm pentru medici, pentru că sunt discipline unde, din păcate, nu avem acoperire și atunci interesul nostru, dați-vă seama, pe ATI, pe boli infecțioase, pe partea aceasta de situații de urgență, avem în continuare o lipsă de medici, UPU, și trebuie să aducem acești medici. Vor veni, este și unitatea aceasta pe care o face domnul Arafat, vrea să o întărească aici la Suceava. Vom deschide sala de politraumă, deci vrem să mai facem la etaj deasupra pe UPU o construcție unde să fie sală de politraumă, pentru că foarte mulți accidentați grav, din păcate, ajung în UPU la Suceava și au nevoie de așa ceva. Și atunci solicitarea va fi și mai mare de medici pentru perioada care urmează. Ce deficit de medici aveți acum la pediatrie, infecțioase și oncologie? Câte posturi aveți acoperite? Nu pot să spun de un deficit. Deficitul major este la UPU. Infecțioasele am avut 2 medici care s-au alăturat echipei. Mai sunt 2 posturi libere. O să le scoatem la concurs după data de 31-12-2022. Ele sunt blocate până la această dată. Și pediatrie ar fi 2 posturi de scos la concurs. Și în UPU pediatrie câte aveți libere? În UPU pediatrie 3 locuri ar fi disponibile în momentul de față. Și un spital nou de pediatrie ar însemna că puteți asigura acoperirea cu medicii pe care îi aveți acum. Pediatrii, la un minim necesar. La un minim necesar. Puteți asigura la minimul necesar? Da, atât. Dar cu siguranță e nevoie de mai mulți medici în echipa Spitalului Județean Suceava în viitorul apropiat. Și care e strategia noastră de recrutare a medicilor? Așa cum am spus, Spitalul Județean Suceava este ofertant din punctul ăsta de vedere al infrastructurii, al dotărilor medicale. Avem și aceste apartamente ANL și nu cred că sunt lucruri care să le dorești ca tânăr medic și să nu le găsești în Spitalul Județean Suceava. Ok, dar cum află rezidenții că le aveți? De unde află? De pe site-ul spitalului. Noi pe site-ul spitalului avem, și o să publicăm în viitor apropiat, absolut toate lucrurile pe care acest spital le poate oferi tinerilor medici, medicilor care vin la început de carieră în Spitalul Județean Suceava. E singura modalitate prin care intenționați să comunicați cu publicul? Nu, o să faci. Nu neapărat. Prin toate căile de comunicare cu publicul. Domnule doctor, există o discuție în spațiul public referitoare la empatia medicilor și empatia pe care o afișează și asistentele medicale față de pacienți. Aveți, nu știu, plângeri, sesizări din partea pacienților? Au venit și s-au plâns că nu au fost bine tratați? Nu neapărat nu bine tratați, dar comunicarea, așa cum ați spus, cu anumite deficiențe. De aceea, în următoarea perioadă, vom organiza cursuri de comunicare la nivelul Spitalului Județean Suceava pe toate categoriile de personal. Au mai fost organizate astfel de cursuri și în trecut nu s-au dovedit a fi eficiente. Le vor organiza de această dată foarte, foarte bine, astfel încât să beneficieze fiecare dintre angajații spitalului de aceste cursuri și să pună în practică ceea ce înșusesc în urma cursurilor. Două lucruri vreau să mai spun eu. Așa este. Nu putem să ne facem că nu vedem că mai este mult încă în relația cu publicul de făcut. 3 ghișee la intrarea principală în Spitalul Județean se vor construi pentru relația medic aparținătorii bolnavilor, obligatoriu pentru ca să putem să dăm informații în timp util, să se scadă presiunea de la poarta spitalului, și acest lucru se va face în perioada următoare, este prins în programul de investiții pe care o să vi-l anunț în perioada imediat următoare. Și dincolo de asta, eu cred că spital clinic universitar înseamnă într-adevăr și o altfel de adresabilitate și eu sunt convins că aici discuțiile cu conducerea spitalului, cu șefii de secții, cu medicii, noi oferim tot ce putem să oferim. Acum venim cu angiografe, cu fel de dotări pe programe naționale, Consiliul Județean, și le cerem să răspundă cu aceeași măsură și ei de empatizare, așa cum a spus dumneavoastră, cu populația, pentru că aici omul are nevoie de un tratament corespunzător, dar și să îi se explice, să explice la timp, să se prevină, să fie mai multă răbdare cu ei, pentru că de foarte multe ori pacientul pleacă în altă parte pentru că se întâlnește cu o răceală, cu o țâfna cuiva care nu este pe măsura ce am făcut noi în acești ani dotări aici. Adică totdeauna am spus asta și o să o spun de fiecare dată. Cine va de serviciu de 3 birouri? Medici care vor fi obligați să vină să discute cu aparținătorii, cei care tratează pacienții. Când
domnul președinte, că lucrează în ambulatoriu, lucrează în urgență, da, au gard, deci au le-am pacienți. Da, le-am cerut să-și facă un regulament, pentru că există medici, există asistentă șefă, trebuie să comunici obligatoriu și să-i dai, să-i spui familiei diagnosticul și ce, ce trebuie de făcut în perioada următoare. Și eu cred că vor găsi soluții. Țineți minte că pe vremea postului manager aveam acele asistente care comunicau un UPU. Acum în holul principal la intrare o să formeze acolo 3 ghișee unde obligatoriu trebuie să comunicăm. Uitați-vă la oameni care stau pe afară, pe sub pereți, exact, și așteaptă și trebuie absorbit acest public și sta de vorbă pe cu el. Pe spital e ca o fortăreață acum. Nu ar fi mai simplu să permiteți aparținătorilor să schimbați modalitatea de vizită, că totuși pandemia mai e chiar așa o problemă. Să poată să meargă, să-și viziteze rudele și să stea de vorbă cu medicul curant, fără să mai trebuie... Aici să ne ceară și le dăm, inclusiv cantină, restaurant, acum am discutat să-și Și acum se poate, pacienții pot fi vizitați, dar într-adevăr după completarea unei cereri, pentru că trebuie să avem un control asupra celor care intră în spital. De nu ce se poate. Păi nu putem lăsa, deschidem porțile și intrăm foarte mulți la un pacient. Este vorba de siguranța pacientului, este vorba de siguranța aparținătorului și atunci acest lucru trebuie organizat foarte bine. Nu foarte mulți, dar o persoană de la fiecare pacient. Și se cineva poate trebuie să monitorizeze. Cineva trebuie să monitorizeze acest lucru și trebuie să intrăm cu un acord. Dar este deschis spitalul, pot fi vizitați pacienții, dar cu această cerere. Așa cum spune și domnul președinte, aceste birouri, la aceste birouri vor veni aparținătorii, vor depune o cerere și vor stabili de comun acord cu medicul curant data și ora la care medicul este obligat să coboare și să dea relații acelui aparținător. Pentru că nu este normal să... În momentul, aceeași procedură ca a vizita persoanele din arest. Nu, este aceeași procedură ca în străinătate. Da, spuneți-mi, vă rog, în legătură cu pacienții internați, pot să iasă din spital, de exemplu, sunt unii care pot să se miște, sunt unii care vin, sunt cronici, vin să facă o operație, până atunci se pot mișca, pot ieși din spital? În momentul ăsta nu, dar vorbim cu medicul epidemiolog, în anul următor o să amenajăm spațiul verde din fața spitalului, astfel încât pacienții care sunt autonomi, care se pot mobiliza, vor ieși și se vor plimba în curtea spitalului. De ce n-au voie să iasă? Din punct de vedere epidemiologic, nu am avut avizul medicului epidemiolog. Aș vrea să mai spun ceva aici. Nu e direct atributul nostru a Consiliului Județean, dar tot ce înseamnă finanțare, noi orientăm spre beneficiul pacientului, inclusiv acest stres să fie eliminat de așteptarea lui sau a familiei lui dinainte de intervenție sau de după intervenția chirurgicală. Și nozocomialele, aceste investiții pe care le facem acum ca să reducem riscurile de infecții, dotări pe care ni le cere Spitalul Județean, de exemplu, pentru extindere ATI, acum vom extinde ATI-ul, înseamnă o, să spun așa, o lărgire a beneficiilor pacienților, dar eu insist să cer conducerii spitalului, în limitele normelor pe care le au, să vină oamenii să fie tratați cu fruntea deschisă aici și nu cu stres, adică omul pe lângă stresul bolii pe care l-a, nu trebuie să mai aibă și alte stresuri și constrângeri în plus. Adică nu am fost și nu voi fi niciodată de acord să fim, așa cum se spune în popor, mai catolici decât papa. Trebuie să fim prietenoși cu pacientul. Suntem inclusiv, mai catolici decât papa în contextul actual? Nu am spus că suntem. S-a răspuns că epidemiologul nu dă voie, dar trebuie să vedem, pentru că și pandemia asta, cum a baubau ăsta pandemie, nu o să-l ținem la infinit. Dacă avem spații verzi în curtea spitalului, va trebui să găsim soluții. Dar, repet, nu eu sunt cel care hotărăsc asta, pentru că din punct de vedere sanitar e DSP-ul aici, sunt epidemiologii care trebuie să rezolve. Am fost și eu dincolo în situație de pacient și știu cum e. Domnule manager, vorbiți foarte mult în ultima vreme despre strategii. Dacă ar fi să înlocuim acest cuvânt cu investiții, ce notă v-ați acorda? Sunteți mulțumit de activitatea dumneavoastră? Apucar, în ceea ce înseamnă între investiții? Dacă este să vorbim de investiții? Credeți că reușiți să cheltuiți măcar ceva de consiliu? În contractul de management am niște obiective foarte clar stabilite, cu termene foarte clar stabilite. Noi discutăm un plan strategic la nivelul spitalului cu toți medicii, cu șefii de secție. Voi face public acest plan de management pe care l-am pe următorii 4 ani de zile și din punctul meu de vedere termenele vor fi respectate, obiectivele vor fi îndeplinite. Și să trecem la blocul ăsta până la urmă. Deci din nou apartament. Câte cu două, câte cu trei camere au fost luate și la ce etaj și ce mai rămâne? Fiecare dintre solicitanți și-a ales apartamentul în funcție de cum a dorit. Cei cu copii am auzit că și-au ales la parter, fiecare și-a ales cum a dorit. Ce-a mai rămas cu de aia? Dacă mai spun ce mai rămâne?
Da. Al 10-lea dosar, ca aspirie de glumă a doctorului Flutur, a fost respins, nu? Da. Mulțumesc. Da. Mulțumim și noi. Mai ai, nu?